Fiecare copil merită să-și trăiască povestea copilăriei fericit, înconjurat de iubirea părinților și fiind sigur că binele învinge întotdeauna răul. Campania Povești de Acasă, susținută de CCF Moldova împreună cu Ilinca Avram, are drept scop susținerea copiilor care au avut de suferit în urma crizei COVID-19. Te poți alătura și tu, doar accesând linkul disponibil în descriere. Iar acum, bună seara și bine ați venit la povești! Pentru această seară am pregătit o povestire de-a lui Guguță, scrisă de Spiridon Vangheli, sper să o savurăm împreună și să vă placă. Se numește O taină, să vedem oare ce secret ascunde Guguță. Când toate rățuștele de pe uliță se fac rațe, iar cocoșii cei tineri încep a cânta pe sub ferestre și harbujii din câmp vin în sat, înseamnă că se apropie ziua lui Guguță. O săptămână întreagă caii îi stau neadăpați, băiatul n-are vreme. Meșterește steaguri și le înalță pe gard, pe șură, pe casă, să știe toată lumea că vine ziua lui Guguță. Bunica vede din celălalt capăt de sat steagurile și apare dis de dimineață în prag și aduce o poală de toate celea. Și îl trage de urechi și dorește ani de cei lungi și frumoși până la vârf. Vin și alți oameni și toți îl sfătuiesc pe Guguță să crească mare și voinic, că țara are nevoie de băieți ca dânsul. Când aude de țară, Guguță își prinde sabia de lemn la șold și, pentru că e băiat de treabă, mama îl ia de ziua lui în oraș. Mai întâi se duc pe la piață. Mama scoate niște ouă de vânzare, iar Guguță ține țanțăș un cocoșel adevărat care te ciupește dacă vrea. Oamenii din piață se tot învârtesc pe lângă Guguță și îl iscodesc cât vrea pe cocoșel. Un om cu ochelari îl ia și îl cumpănește în mână. Altul îi caută creasta, iar o femeie îi suflă în pene. Măcar cineva să întrebe, măi băiețele, dar porumbacul tău cântă? L-am auzit cu urechile mele, i-ar fi răspuns Guguță. Aceia se duc și îl împresoară alți oameni. De parcă au pierdut un cocoșel în brațe la Guguță. Băiatului îi vine un gând să-i dea drumul să zboare pe deasupra pieții unde lor duce ochii. Îți plătesc cât ai zis, măițică, îi arată banii o femeie. Nu-l mai dau! Pune Guguță nasul în jos și-și strânge cocoșelul la subsoară. Abia către sfârșitul pieții, i-a vândut unui marinar care i-a făgăduit că n-o să-l taie. Cu banii câștigați, mama l-a tuns pe Guguță la frizerie. I-a cumpărat din oraș un covric cu mere, o pereche de pantaloni de baică și l-a dus la muzeu. Dintr-un autobuz de pasageri, care țineau drumul spre sat, Guguță era cel mai de seamă om. Ducea copiilor din trei iezi o taină. Ajuns acasă, îmbrăcă pantalonii noi de baică și sună cornul. Peste o clipă, două, s-au adunat toți prietenii lui. Care călări pe bețe de răsărită și cu părul zburlit a cavalerie, care cu binocluri în mână și cu două lumânări verzui sub nas. Guguță i-a dus în fundul grădinii și a pus-o pe surioara lui de pază lângă gard. Apoi s-a urcat în copăcel și a început a striga. Cine a venit acum la mine în grădină? O să afle o taină. Dar să vă țineți limba după dinți, că altfel vă dăm afară din cavalerie. Copiii s-au adunat aproape de copăcelul de vișin și au căscat o gură cât cușma lui Guguță. Voi știți cocoșul ce la porumbac? Îl știm! S-a auzit câteva voci. De azi înainte o să călătorească pe Marea Neagră și o să trezească în fiecare dimineață corăbile. Ura! Au ridicat zarvă cum nu s-a mai aflat de mult pe uliță. Guguță a sărit triumfător din copac și cei adunați l-au ales comandantul lor de cavalerie. Când a venit seara și s-au întors pe la casele lor,
încă multă vreme n-au putut adormi. Se tot gândeau băieții, ce noroc a mai avut pe lumea asta porumbacul lui Guguță. Iar acum, noapte bună!